Bună, dragilor, sunt Simona și bine ați revenit pe canalul meu. Pentru că doar ce am semi-scăpat de răceala pe care am căpătat-o în ultima perioadă, am zis că este momentul să filmez un clip în care să vă arăt așa ca un fel de haul al lucrurilor pe care le-am mai primit în ultima vreme. Mă gândeam să vă arăt ce am primit de la prietena mea când a venit din UK, dar am zis să mai includ și alte lucruri pentru că de obicei nu prea apuc să vi le arăt decât pe blog sau pe Instagram și am zis că este cazul să vi le arăt și aici. Pentru că am tot stat cu ele la îndemână, am aici o parte dintre produsele pe care vreau să vi le arăt. Le-am pus într-o cutiuță în aceasta de la Pepco și o să le iau rând pe rând ca să vă arăt ce minunății am primit. Unele sunt cadou, altele mi le achiziționasem eu. De obicei când vine prietena mea din UK, o rog să-mi aducă niște chestii cu zoela, pentru că numai acolo se găsesc aceste lucrușoare de obicei. Mă rog, cred că sunt și prin alte părți, dar ea fiind de acolo, poate să mi le aducă și în fiecare an am început să am un fel de siestă cu produsele Zoela și de aceea am zis să mai mi-aleg ceva dintre produsele pe care nu le-am testat. Acesta ar fi primul produs pe care mi l-am ales. Este, observați, super drăguț ambalajul și la interior arată așa. Deci e super, super cute și este o cremă de mâini din care deja am folosit pentru că este foarte, foarte faină. Este mătăsoasă așa, este ca un fel de lapte de corp, să zic, la textură și se aplică foarte frumos pe piele și miroase. Miroase așa, are un miros foarte subtil și frumos, nu știu exact cu ce să-l asemăn, dar se potrivește probabil cu toamna, iarna. Aici scrie că este Wonder Hand Cream, probabil. Nu știu exact din ce colecție făcea parte această cremă, dar mie îmi place la nebunie. După aceea, tot de la Zoela, mi-am ales Zoela Beauty Make a Splash Moisturizing Body Wash. Este un gel hidratant pentru la baie. Arată la fel de cute. Observați ambalajul acesta super, super fine. Și este din colecția aceea cu botanics, cu botanicele, care mi se păruse interesant, de aceea am zis să testez și eu ceva. Acesta nu miroase, nu are un miros prea puternic. Nu știu ce, pe mine mă duce puțin cu gândul la dovleac, dar nu are miros de dovleac. Acest produs este îmbogățit cu coconut water, hydrating coconut water și radiance boosting liche. Deci de aceea corpul este foarte mătăsos după ce te speli cu acest produs. Din gama cu botanice mi-am ales și un parfum. Eram chiar tare curioasă ce miros au parfumurile Zoelei. Și acesta este cel pe care eu mi l-am ales, este foarte drăguț, are ambalajul acesta super, super cute și miroase foarte fine. Are un miros de... un miros fresh, ei zic că are și mentă sau ceva de genul, parcă, dar are un miros fresh, mie așa mi se pare că este ceva fresh, poate chiar unisex, dar nu știu, e ceva fresh care cred eu că se potrivește foarte bine și pentru vara care a trecut, dar și pentru alte anotimpuri și de aceea îl folosesc cu drag. La început nu eram obișnuită cu mirosul, eu fiind puțin mai pretențioasă la parfumuri și la mirosuri, dar acum îmi place. Acestea au fost niște produse pe care eu mi le-am ales, adică sunt cadouri de la mine pentru mine, doar că mi le-a adus prietena mea și din aceeași serie mi-am ales și ceva pentru ochi de la Makeup Revolution, Unicorn's Heart. Este o palețică tare, tare faină și trebuie să o vedeți pentru că este absolut superbă. Are niște culori demențiale. Le-am folosit, îmi plac foarte mult și abia aștept să-mi pun acum paleta la îndemână în borseta mea cu my makeup bag. Pentru că am tot ținut-o aici la îndemână pe birou gândul că o să filmez și să am toate produsele la îndemână, dar uitați cât timp a trecut. Îmi place că aceste produse la Makeup Revolution sunt foarte faine, au un preț accesibil și aceste farduri în cazul de față sunt foarte cremoase și pigmentate și îmi plac la nebunie. Produsele de Zoela știu că mi le achiziționase din Superdrug parcă și acolo avea ofertă, cea de genul 2 plus 1 gratis și îți mai dădeau și acest prosopel cadou la... nu mai știu exact la care produs și prietena mea a făcut de așa natură ca să mi-l găsească și pe acesta pentru că inițial nu era în stoc în orice magazin și este practic un prosopel pe care ți-l legi pe cap atunci când ieși de la baie sau poate îți faci o vreo mască de păr, habar n-am,
Încă nu l-am testat, dar acum pot să-l scot din cutie, să-l și testez. Primit de la NYX, am acest ulei de corp cu sclipiș care arată absolut superb. Și miroase foarte, foarte fain. Trebuie să-l amesteci înainte să-l aplici pe corp. Și miroase a... Miroase a un parfum tare vechi, așa de băbuțe. Dar mie îmi place foarte mult și chiar se vede, nu trebuie să aplici foarte mult. Se vede pe piele când îl aplici că sclipește așa foarte frumos pielea având acest sclipici auriu. Și da, este excelent de hidratant pentru zonele mai uscate ale corpului. Pot testa ceva și de la NYX pentru că este un brand de care am tot auzit. Dar mă bucur foarte mult și că am această minunăție pe care o pot testa acum. Este de la Fenty Beauty, este un lip topper, un fel de gloss care se aplică deasupra, peste ce vreți voi, peste ruj, peste nebunii, și este o culoare așa turbată cum îmi place mie, adică un mov cu reflexe verzi așa sirenești. Eu nu mă dau foarte des cu tonurile acestea pe buze, dar îmi place movul și culorile acestea îmi plac foarte mult și de aceea prietena mea a zis că acesta e pentru tine. Și da, este superb și miroase foarte fain așa, ceva dulce. Deci este super fain și este primul meu produs de la Fenty Beauty și de aceea sunt super excited să-l folosesc în perioada următoare. Am mai primit o chestie de la un brand care se numește Dirty Little Secrets. Este un creion pe care vi-l arăt imediat. Nu știu exact care e treaba cu acest brand, dar este foarte fain. Este în culoarea Fetch. Arată cam așa. Se deschide tare frumos. Are o culoare așa si de fie, și de fată, cum vreți voi să-i ziceți. Pentru că eu am mai folosit produse de acest tip ca bază pentru fard sau pur și simplu le-am folosit așa de sine stătătoare ca machiaj pentru ochi. Probabil de aceea a zis să mi-l facă mie cadou pe acesta pentru că mi s-ar potrivi. Mai am aici ceva de care sunt super excited. Este o ojă de la Essie în culoarea Mint Apple. Este tare faină și doream de mult timp să testez ojele acestea de la Essie. Eu deja am aplicat-o pe unghii de vreo două ori, parcă. Mi se pare faină, nu rezistă atât de mult pe cât mi-aș fi dorit, dar se usucă destul de fain, are un luciu frumos și este o culoare super, super. O să mai revin cu impresii după ce îmi fac clar în minte o concluzie, dar așa pot spune că e ojă ok, nu m-a dat pe spate, dar îmi place. Este din categoria ojelor care îmi plac. Am primit apoi această drăgăleșenie, este un cupcake care este de fapt o bombă de baie și abia aștept să o folosesc. Miroase divin, deci are un miros atât de puternic, dulceag, așa aromat, nu știu exact a ce miroase, dar miroase a curat practic. Și abia aștept să o folosesc pentru că este atât de drăguță și miroase bine și am și eu nevoie câteodată să mă răsfăț la baie cu ceva de genul acesta. Ultima chestie pe care am primit-o de la prietena mea este o acendă care arată atât de adorabil, deci este un, nu știu dacă este alpaca sau este o lamă, îmi lăsați în partea de jos care este părerea voastră, dacă e alpaca sau lamă, pentru că eu nu-mi dau seama, și este atât de drăguță, are niște ciucuraș, iar la interior se deschide normal și are niște foi liniate, practic este o agendă normală, dar uitați-vă cât de dulce este, deci nu știu dacă o să reușesc să îndrăznesc să scriu ceva în ea de milă pentru că este atât de drăguță, aș ține-o toată viața pe post de decor pentru că este adorabilă și se potrivește acum cu plovărul meu pufos, zici că sunt toată un urs și în mod suspect s-a mai încălzit așa că mă cam lua căldurile, dar vom trece mai departe pentru că mai am să vă arăt chestii. Am primit și acest creion de la Lord & Barry, care arată cam așa, este tot si de fata auriu și îmi place foarte mult, e tare fain. Și chiar nu am avut niciodată ceva de acest tip, așa că este super useful. Apoi am fost recent prin DM și trebuia, nu mai știu ce trebuia să cumpăr de pe acolo, dar mi-am luat și alte lucrușoare și anume acest produs, care este de la Trendy Tap. Eu mai am acest produs, doar că este în altă variantă. Și vă arăt imediat și la interior ce este de fapt. E practic o bază pentru ochi sau practic, practic tocmai l-am stricat, dar nu contează. Este o bază pentru ochi într-o culoare gălbuie așa și se aplică tare fain și este super pentru ochi. Eu am varianta pe roz cu sclipici și mă enerva că uneori rămânea sclipici pe unde nu trebuie, iar aceasta este fără sclipici, doar este si de fapt, așa că
am zis că trebuie să-mi iau, este în culoarea 10, nu știu exact ce culoare era pentru că am rupt eticheta, dar este foarte faină. Și tot din dâmă am zis să testez ceva ce am zis că o să testez de foarte mult timp și am tot amânat. Este această ojă. E de la Sally Hansen, am auzit păreri foarte bune despre Sally Hansen, am zis să testez și eu această ojă de profesioniști și am ales această culoare pe care o am și pe unghii, probabil că se vede oarecum că ar fi așa un nude rozaliu. E foarte frumoasă, dar mi-a sărit un pic pe aici ieri pentru că n-am avut eu răbdare să usuce 100% și da, este ok, e lucioasă, nu știu exact ce să zic, momentan nu s-a luat de pe margini, dar o să revin cu impresii cât de curând. Aveam pe Aura un voucher și am zis să profit de acesta mai repede pentru că doream să-mi iau un parfum și împreună cu el mi-am luat încă o paletă de la Makeup Revolution care este în tonul celei cu Unicorns, aceasta este Dragon's Heart, parcă, și este așa. Are la interior niște culori un pic mai tomnatice. Se aseamnă vag cu cele din paleta anterior arătată, dar este total diferită și la fel de cremoase sunt și aceste culori. Să vă arăt un pic cam cum se văd. Deci uitați-vă cât de faine. Toate sunt absolut superbe și da, le folosesc cu mare drag. Deja am făcut ravagii un pic în fiecare. Cam așa se văd aceste două nuanțe. Deci observați cât de pigmentate și cremoase sunt și abia aștept să mă machiez mai des cu ele pentru că le-am cam ținut pe pauză, ca să zic așa, în hold. Apoi de pe Aura mi-am luat acest parfum, este Daisy de la Marc Jacobs. Este absolut genial, miroase așa finuț, floral și este parfumul meu preferat. All time ever, mă rog, îmi plăcea foarte mult și Pur Blanca de la Avon, dar acesta este acum noua mea feblețe. Și pentru că mi se terminase parfumelul tot Daisy pe care l-am avut înainte, am zis că este momentul să mi-l iau pe acesta. Are și acest căpăcel super drăguț și da, abia aștept să mă distrez cu el. Încă mai am, cred că, vreo 3 păsuri în cel vechi. Și după aceea o să-l atac pe acesta. Au prețuri foarte bune pe Notino pentru că acum Aura a devenit Notino și mai mereu mi-am luat de acolo parfumele în ultima perioadă. Din categoria de beauty mi-am mai luat ceva de la Makeup Revolution, nu am putut să rezist. Este acest concealer care îmi place la nebunie, este super fain, se numește Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour. Este superb, deci eu îl folosesc în partea aceasta sub a feței, sub ochi, unde se duce încă apar cearcănele sau alte nebunii și este superb, acoperă foarte bine, are o textură foarte faină, miroase frumos și îl folosesc cu mare drag, îl recomand, o să-l recumpăr cu siguranță. Eu mi-am luat nuanța C1, nu știu exact ce mi s-ar potrivi de fapt pentru că au o gamă foarte largă, dar aceasta era prima nuanță din gama de neutre, ca să zic așa, și nu știam dacă celelalte sunt prea rozalii sau prea gălbui, așa că am zis că-l iau pe acesta și se potrivește foarte bine tenului meu. Recomandarea cuiva de pe Instagram, unei cititoare, mi-am luat și niște lumânărele care sunt de la Kringle Daylight. Sunt superbe, sunt cam așa de micuțe și au niște ilustrații tare faine. Aceasta este cu leaves și la interior imediat este cam așa. Au o cantitate de 35 de grame, cea de-a doua arată așa. Aceasta este pentru iarnă și vreau să vă zic că imediat cum le desfaci, deci miros demențial. Aceasta miroase a ceva dulce, așa, a scorțișoară, a ceva de toamnă, a prăjituri, nu știu exact aceea. Aceasta care e pentru iarnă este cu Snow Caped Fraser și miroase a ceva bărbătesc, a ceva ca pinul, să zic. Dar tot așa are o nuanță dulceagă și este absolut superbă. Din păcate nu am apucat să le ard. Am zis că le dau foc, dar nu le-am dat foc încă, dar voi face acest lucru zilele acestea cu siguranță. Și da, sunt absolut superbe, miros demențial, sper că și parfumul lor o să răspândească când le dau foc. Dar oricum, doar deschise în cameră miroseau, adică este wow. Pentru că mi-a sosit și o carte recent de la Nemira, am zis să vă arăt acum. Este O zi de decembrie de Josie Silver. Aceasta ar fi carte. O să apară în curând relativ, o să fie, e deja disponibilă pentru precomandă și dacă vă plac probabil poveștile de dragoste pentru la iarnă,
aceasta este ideală pentru că este ceva drăguț din câte îmi dau seama și abia aștept să o citesc. Cei de la Nemira au fost foarte drăguți și mi-au trimis un kit de supraviețuire în care se regăsea cartea pentru iarnă, acest glob în formă de inimioară super, super drăguț. Am avut și o mocată, o ciocolată caldă, foarte, foarte faină, abia aștept să o savurez. Și am mai primit ceva foarte neașteptat, o cremă de mâini de la Oriflame Sweden. Frosted Berry Cake este aroma. Arată cam așa, este super drăguță în ton cu iarna ce are să vină. Și uitați-vă la ea cât de faină este. În cazul în care vă întrebați, deja am folosit-o. Miroase foarte, foarte fain, un miros dulceag, vag așa, dar este ceva feminin, foarte fain și lasă mâinile extrem de catifelate și de aceea o recomand. Mai am doar câteva chestii să vă arăt, pentru că am primit de curând un colet de la Gamart. Am zis să vă arăt ce am testat de la ei și încă testez în perioada aceasta și faptul că mi-au plăcut produsele și de aceea am zis să vi le arăt și vouă. Acestea citesc de pe mobil pentru că nu am reținut, sunt produse 100% naturale și Gamard este singura linie de produse fitodermatocosmetice 100% certificată Cosme Bio de către Qualité France și recunoscută de Academia de Medicină din Franța. Și majoritatea produselor am realizat că combină foarte fain uleiul de argan bio și apa termală Gamar Leban, care este mineralizată și bogată în surf. Iar produsele, precum este această apă termală, nu conțin silicon, parabene, organisme modificate genetic, uleiuri minerale provenite din petrochimie, coloranți, conservanți sau parfum de sinteză. Primul produs pe care eu l-am este această apă micelară, cred că i-am zis apă termală din aur, nu mai țin minte, care vine într-o sticlă de sticlă, ceea ce mi se pare super fain. Eu deja am folosit ea o parte și miroase așa de elegant și frumos. Are un pulverizator cu care aplici practic pe discheta de machiantă sau chiar pe față dacă dorești. Și miroase atât de fain și curăță foarte bine tenul. Este o formulă bio și de aceea o recomand și eu și mie mi-a făcut bine, adică nu am avut probleme, nu mi-a iritat pielea, dar dacă e să vă intre un pic în ochi, mie mi s-a părut că ustură în cazul în care aveți ochii mai sensibili. După aceea am și o apă termală pentru că nu am aberat prostii adineaur când greșisem denumirea. Este aceasta, e destul de mare și mi-e greu să o includ în cadru. Este o apă termală, are 250 ml și este foarte bună pentru pielea sensibilă, delicată și eu o folosesc, îmi place foarte mult. Dacă vă plac apele termale și folosiți, vă recomand aceasta, mie mi se pare foarte faină și este foarte bună pentru ten atunci când vreți să îl reconfortați un pic. Am apoi acest produs pentru noapte, este un ser pe care l-am folosit deja. Arată cam așa acest ser, este tare fain, e destul de gros, așa să zic, și conține foarte multe uleiuri, așa că puteți citi ce uleiuri include în cazul în care aveți poate vreo alergie, dar aceste produse n-ar trebui să provoace reacții alergice. La mine se comportă foarte fain, îl aplic seara pe tenul curat și da, rezistă foarte bine pentru mult timp pe ten acest ulei, așa. Și de aceea am și hrănește bine tenul. Am și o cremă din gama Gamard, Organic Dermatological Care. Este această cremă micuță, dar foarte faină, cu ingrediente naturale. Are un milos așa de plante și da, mie îmi place foarte mult să o aplic pe ten. Nu știu dacă vedeți, are o culoare un pic gălbuie și miroase a plante, așa, ceva foarte plăcut în orice caz, mie îmi place. Deja am folosit din ea un pic și este o cremă dedicată pentru zi sau noapte, deci o puteți folosi oricând și are rol reparator anti-aging. Mi-am amintit că mai luasem cea din mână și nu vă arătasem. Este un șampon uscat de la The Maquiar, nu știu exact cum se citește denumirea lui, dar arată cam așa, era 9 lei și ceva, cred că 10 lei și am zis să-l testez pe acesta, încă nu am apucat să-l testez. Așa că nu pot să vă dau o impresie, dar sper că este ok pentru că cel de la Batiste este cam scump și am zis să încerc și alte variante care poate nici nu lasă atâtea urme albe sau nu știu, poate găsesc o soluție alternativă mult, mult mai ok și dacă aveți recomandări de șampoane uscate bune care de preferat nici nu lasă urme, aștept părerea voastră în comentarii pentru că ar fi de ajutor, ar fi o salvare. Momentul acela când Simona zice că termin, dar de fapt mai are chestii de prezentat, din Taco Fashion, în care nu am mai intrat de 100.000 de ani, mi-am luat două bentițe. Prima este aceasta,
vă arăt așa, este din aceea care îți prinde părul foarte frumos. Nu o să o pun acum ca să nu mă ciufulesc. A fost vreo 10 lei, dar mie îmi place foarte mult și o folosesc aproape zilnic de când mi-am luat-o. Cea de-a doua este aceasta, are un model așa foarte fain, zici că ar fi niște frunze argintii așa foarte faine. Și aceasta o să încerc să o pun aici așa ușor. Da, se vede cam așa, mie mi se pare foarte drăguță și m-am gândit că poate o să o folosesc pe viitor, într-o zi cu soare, la poze așa mai artistice și da, este super drăguță, e un pic mai incomodă față de cealaltă, dar nu cu mult oricum. Asta a fost oricum un pic mai scumpă, cred că a fost vreo 15 lei, dar oricum o să mă țină mult timp și probabil nici nu o să se negrească acest material, pare destul de ok. Momentan mai am o singură chestie pe care să vă arăt, era să uit pentru că era la mâna mea, vorba despre această brățară, este de la Beurer, nu știu exact cum se pronunță, dar este tare faină și are mai multe funcții, are ora care încă nu-i potrivită pentru că doar ce mi-a sosit ieri brățara, afișează și bătăile inimii și vedeți că am foarte multe bătăi, nici nu știam că am atât de multe bătăi, eu de obicei am în jur de 80-90, dar nu știu, de ieri de când o port îmi arată foarte des 100, 110, 120, se pare că tensiunea mea mică se vede și în bătăi, acum a scăzut la 89, nu știu, oricum. Depinde de moment și cum te agiți. Este tare faină și mai are mai multe funcții, pașii, spre exemplu, câți pași, caloriile pierdute, distanța pe care o parcurgi, are și un cronometru și, mă rog, alte funcții pe care încă nu le-am descoperit 100%. A venit în acest ambalaj, mai zice aici că are și target goal, este water resistant la 3 atmosfere. Se încarcă foarte ușor, ei scriau că se încarcă în 3 ore, dar la mine mi s-a părut că dura mai puțin. Practic are un încărcător, un USB foarte scurt și acela se prinde de spatele ceasului cu un magnet foarte ușor, mi s-a părut foarte tare chestia și se încarcă la calculator, la laptop, la ce aveți voi. În cazul în care vă interesează, eu am de pe Shopee, o să vă las oricum la ce am prezentat și ce se poate, link în partea de jos. Și o să fie probabil și oferte pe acest site. Aceasta a fost treaba cu haul-ul acesta de azi. Nu știu dacă m-am lungit sau nu, dar sper că v-a plăcut. Am zis să includ mai multe produse la un loc ca să vedeți și voi ce am mai testat, ce mi-a mai plăcut, ce am mai primit. Și sunt curioasă cum vi s-a părut. Dacă aveți întrebări sau vreți să-mi ziceți ceva, nu uitați să o faceți în partea de jos, să dai subscribe la acest canal și un like dacă v-a plăcut video. Până data viitoare vă urez o zi faină și ne auzim cât de curând cu un nou clip. Bye, bye!